Iată-ne astăzi adunați în zi de sărbătoare. Este al treilea hram pe care îl sărbătorim după ce am renovat această bisericuță cu ajutorul lui Dumnezeu. Și am avut din nou astăzi această ocazie frumoasă de a o slăvi pe Maica Sfântă, cinstind astăzi nașterea ei. Cum am zis, este al treilea an de când această biserică a fost renovată, după o perioadă lungă când nu puteam să ne adunăm în rugăciune pentru că nu erau condiții. Chiar dacă suntem o comunitate micuță, astăzi a fost o mare sărbătoare pentru că din localitățile din jur au venit, pot să spun, mulți pelerini care, chiar dacă suntem puțin marginalizați de această boală, acest COVID, care ne strică puțin atmosfera de sărbătoare, cu toate acestea ne-am adunat, am vrut să marcăm această zi de sărbătoare prin participarea mai mică, dar nu mai puțină, nu cu mai puțină rezonanță decât în anii trecuți. Bucurăm că am putut participa cu toată comunitatea noastră, câți au putut veni. Știm că e o zi obișnuită, dar iată că am încercat să fim împreună aici la Arbore.